cât despre există viață, viață în univers. Scriam în una dintre cărți, am adus-o aici, era vorba de probabilitatea ca să existe viață rațională în univers pe cel puțin 100.000 de planete, la un moment dat. E o ecuație celebră a lui Drake. Acum s-au descoperit 3600 de exoplanete. Când intri la Jet Propulsion Laboratory, și eu am fost astăvară acolo, este un ecran mic. Mai spuneți asta o dată, că e interesant pentru publicul. Da. Câte planete s-au descoperit? 3600, dintre care 2000 sunt confirmate. Se știe că au atâtea planete învârtindu-se în jurul Soarelui local și între planetele care se învârt în jurul unei stele, există o zonă numită Goldilocks Zone, zona favorabilă. Zona în care o planetă nu e prăjită de soarele de acolo, totuși are suficientă energie ca viața să se dezvolte. Iar apa, frații mei, apa există peste tot. Deci apa este un dat al Universului. Apa a apărut în evoluția Universului după Big Bang, la un anume moment, probabil după ce gigantele roșii au declanșat și fenomenul viață. Și dacă apă există, dacă condiții există, este inevitabil ca viața să înceapă. De altfel, pe Marte, eu pronostichez că foarte curând, adică în următorii ani, vom găsi viață sub formă de microorganisme. Una dintre teorii spune însă că înainte de o ciocnire cosmică care a fost cu planeta Marte, viața întâi a apărut acolo și pe urmă a fost transferată spre celelalte planete. Pe Pământ a ajuns la o perioadă potrivită, pe Venus nu, căci Venus arde prea tare și e foarte posibil ca viața să existe în multe părți. De ce nu ne întâlnim? Asta se numește paradoxul lui Fermi. Fermi, celebru fizician, spune, bun, dacă ăștia extraterestri există, de ce nu vin să ne dea mâna cu noi, să vedem în carne și oase aici pe extraterestru? Pentru că repartiția planetelor, exoplanetelor ăsta, se face matematic. Asta înseamnă 100.000 de ani luminare galaxia, repartiția fiind relativ uniformă sau aproape uniformă, distanța cea mai apropiată de steaua noastră este 4,23 sau 24 de ani lumină e Centaurii. Dar stelele cele mai promițătoare, cu planete promițătoare, sunt la 24, la 100, la 1000 de ani lumină, adică niciodată. Nu, niciodată nu poate, dacă nu rămâne în corigență la fizică. Da, dacă, nu se poate fizică. Altfel să... Da. Poate, să poate în alt univers. Deci asta e, uite, cele două aspecte puse în față-față. Că lumea e plină și universul e plin de mistere, nu avem nici cea mai mică îndoială. Noi abia am început să ridicăm puțin capacul. De 100 de ani am devenit deștepți. Atât, de 100 de ani, nu de mai mult timp. Să nu ne mirăm că încă nu le știm pe toate și nu le vom ști niciodată pe toate, căci așa e legea firii. Dar în Antichitate păream destul de deștepți. În Antichitate păream destul de deștepți. Prin anul 600 înainte erei noastre, când au fost gânditorii aia de la greci și apoi a venit Revoluția creștină și Revoluția creștină a oprit. Și a venit noaptea de 1000 de ani. Noaptea de 1000 de ani, care nu mai gândiți că strică la sănătate.